telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Fermă, o ediție mai aparte, deoarece de această dată ne-am deplasat în teren pentru a vedea câteva accesorii pe care și dumneavoastră le puteți achiziționa în funcțiune. Suntem astăzi la Câmpul Cetății, unde are loc o demonstrație din partea firmei care produce aceste accesorii pentru utilaje. Este vorba despre firma Hunduna. Alături de mine este doamna Erica Nodobalt și domnul Jolt. De la dânsii vom afla câteva detalii cu privire la tot ceea ce înseamnă aceste accesorii care vor fi prezentate în minutele următoare pentru dumneavoastră special. Și pentru început vreau să aflu de fapt ce sunt aceste accesorii, ce pot face ele. A gépek speciálisan bozótirtásra vannak, talaj fölött és talaj alatti munkákat is el tudnak végezni. Vannak kardános, hidraulikus meghajtással, és vannak lázszalpas önjáró változatai. Ezt gondoltuk, azért hozzuk el ezeket a gépeket, mert speciálisan ezeken a hegyes területeken kiváló minőséget tudnak végezni, de ő használta is a gépeket. Da, de fapt am experiențe cu utilajele respective, am lucrat foarte mult cu utilaje și sunt foarte mulțumit. Se poate folosi mai ales la terenuri cu pietre. Sunt montate cu cuțite de videa și sunt foarte rezistente la terenuri pietroase. Câte astfel de utilaje sunt prezente astăzi la Câmpul Cetății și care ar fi caracteristicile fiecăruia? Szerencsés helyzet, hogy már két gépet itt eladtunk, és használják a környéken, és nagyon jó tapasztalataik vannak ezekkel kapcsolatosan. A másik két gépet külföldről hoztuk be, és a tapasztalatuk az, hogy a gépek sokkal gyorsabban elvégzik a munkát, mint hogyha embereket fogadnának rá, tehát ami nincs. De a lényeg az, hogy valami azért drága, mert hasznos, későbbiekben megtérül. Egy ilyen géppel egy menetben megcsinálják, akkor 2-3 évig tiszta, és mi gondoltuk a hölgyel is, hogy össze kellene állni az embereknek, egyesülni, mert hogyha többen összeállnak, megveszik, akkor forog a gép, és akkor mindenkinek a területét föl tudják takarítani. Ugye most az állami támogatásokat is csak akkor kapják, hogyha kitisztítják a területet. Tehát ez most már szükségszerű itt is. Da, într-adevăr, are dreptate doamna și ar fi bine fermierii să se asocieze, că și noi așa am folosit. Noi trei am exploatat mai mult de 300 de hectare pe dealurile ăștia muntoase și pietroase și am făcut față cu un tractor și cu utilajul ăsta respectiv. Practic, utilajul, accesoriile se pot utiliza atât în defrișări, cât și în curățări de pășuni? După defrișări, curățat la păduri și curățat pășune, cam atât. Dar eu cred că e suficient. Bineînțeles că sunt foarte utile, că mai ales acum când nu prea găsești forțe de muncă aici la noi în România deloc. Pentru asemenea de lucruri, eu recomand cu încredere pentru toată lumea. Și merită. Bine, trebuie oamenii să se asocieze 3, 4, 5, 10, că eu zic că cu un utilaj, cu o mărime medie, să zicem, poți să întreții peste 1000 de hectare de teren într-un an. 100%. Și folosești când că la curățat pășuna ai timp tot tipul anului să curăți. Când poți să intervii în teren, poți să lucri liniștit, fără nicio problemă. Cât de des trebuie făcute aceste curățări de pășune cu aceste accesorii? Asta depinde de zonă. Aici, la zona noastră, cum se vede, după 2-3 ani, să zicem 5, așa arată terenul dacă nu intervii cu ceva. Acum depinde de cât de mult este împădurit terenul. Vedeți cum este aici? Acolo trebuie să intervii cu utilajul ăsta mai mare. Dacă cu ăla ai terminat, nu prea mai ai de ce să intervii cu ăla. Trebuie un utilaj mai mic, mai ușor, cu un mișcă mai repede pe teren, că este mai economic.
Practic, dumneavoastră, ne-ați sfătui să achiziționăm un utilaj care să facă față pentru defrișat și unul care să reușească să... Finisajele, după ce odată dacă ai defrișat terenul și ai curățit, nu mai ai nevoie de un utilaj de ăsta mare care... Să zicem, taie și 30, un copac de 30 cm în diametru. Nu mai ai nevoie. Eu zic că telespectatorii sunt suficient de curioși acum încât să vadă utilajele la muncă. Așadar, dragii mei, haideți să urmăriți și dumneavoastră ceea ce am văzut noi cu proprii noștri ochi și totodată toți cei care au venit astăzi la Câmpul Cetății pentru a vedea această demonstrație realizată de cei de la Hunduna.
L-ați văzut în funcțiune, acum e timpul să știm ce anume poate să facă acest utilaj, care este numele lui și totodată care sunt caracteristicile pe care le poate prezenta în momentul în care un fermier își dorește să le achiziționeze. Igazából gondoltunk azokra a felhasználókra, akiknek kisebb területük van, és elég meredek. Tehát a kisebb területeken nagyon fontos, hogy emelkedő részeken tudjanak jól közlekedni. A lánctalpas erre alkalmas kiválóan, ez a legkisebb modell. Vannak kalapácsok, amik a kőre is alkalmasak, van külön a fára, dolgozhatnak a föld felszínen és a föld felszín alatt is. Tehát ezt konkrétan itt a hegyes területek ajánljuk.
Nu e așa că e interesant și foarte magic acest utilaj, dar cum se numește el vom afla în momentele următoare și ce anume poate să fac. Ez egy nagyobb felhasználóknak alkalmas gép, a 150-160 lóerőtől indulunk, és elmentünk akár az 500 lóerőig. A gépeknek több szabadalma van, ami által egy menetben már tökéletesebb munkát végez. A szélső kalapácsok vidi a betétel, külön meg vannak oldalt is erősítve, ahol több munkát, több anyag gyűlik össze, és választhatóak különböző kalapácsok hozzá. Két oldali a meghajtás, tehát sokkal biztonságosabb azoknak, akik a traktoros, kardános változatot választják. Eu vă propun să urmăriți și următorul utilaj în acțiune. Thank you.
Dragii mei, niciodată nu v-ați fi gândit că puteți manipula un astfel de roboțel așa prin telecomandă și să facă treaba în locul dumneavoastră, nu-i așa? Ei bine, acest roboțel vom afla în minutele următoare cum se numește și ce anume poate să facă el. Azért fontos ez az önjáró változat, mert távirányításos módszerrel tudjuk irányítani a gépet. Olyan szélsőséges emelkedő kis lejtőkön is tud menni, ami legalább 60-70 fok is. Tehát ahol a traktorok nem tudnak menni, ahol a Bobcat változatok nem tudnak menni, ott ez is tud ez a gép dolgozni. Ha 15-20 centi átmérőket ez is képes álló fákat ledönt és utat nyit az erdőben. Ez a FAET cégnek egy új gyártmánya, egy új fejlesztése, rendkívül hatásos és hasznos. Știu că sunteți curioși să aflați despre ce utilaj este vorba, dar iată, curiozitatea dumneavoastră va fi acum răsplătită. Doamna Erica, ce înseamnă acest utilaj, care este numele lui și care sunt caracteristicile sale? Azt még szeretném elmondani, hogy nagyon büszke vagyok rá, hogy ennek egy itteni gazda a tulajdonosa, tehát sikerült eladnunk. Ővele lehet értekezni is, hogy mennyire jó tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatosan. Ez egy 50-től 100 erős traktorig alkalmas munkákra. Átmérőben 15-20 centis fákat is le tud dönteni, tehát tökéletes talajfelszín fog hagyni maga után, már egy menetben.
dragii mei, iată, ați putut urmări o demonstrație a celor de la Hunduna cu privire la accesoriile și utilajele pe care le au în portofoliul lor, astfel încât să vă faciliteze munca dumneavoastră. Așadar, nu-mi rămâne decât să vă transmit un mesaj, așa pe care le-am, o concluzie mai exact, o concluzie pe care am desprins-o în urma tot ceea ce am trăit pe propria piele astăzi aici, la Câmpul Cetății. Și anume că ar fi mult mai simplu dacă fiecare dintre dumneavoastră ați reuși să găsiți parteneri în a achiziționa un astfel de accesoriu sau utilaj. Pentru că știți foarte bine, unde sunt mulți, puterea crește. Și iată, în felul acesta puteți să acoperiți un portofoliu cât mai larg de accesorii de care să puteți beneficia în activitățile pe care dumneavoastră le realizați, fie că vorbim despre cele agricole, fie că vorbim despre cele silvice. Așadar, unitatea, dragi mei, eu cred că e cuvântul care ar putea să vă ușureze achiziționarea unui astfel de utilaj. Îmi iau rămas bun de la dumneavoastră și vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi și astăzi.